Acesta este trofeul festivalului Seriile Filmului Românesc, ediția cu numărul 7. Doamna Nistor, vă rog frumos, dumneavoastră, din partea echipei ce organizează acest eveniment de 7 ani la Iași. De fiecare dată ne arăta o altă fațetă a marelui actor care este. Pentru că a știut totdeauna să se detașeze de viața pe care o trăiam și să-și construiască personajul cu forțele lui proprii, singur și cu ambiția pe care o are, a reușit să devină foarte repede o vedetă. Chiar premii, sunt diplome, sunt recunoașteri. Premiul înseamnă un concurs ceva, nu e niciun concurs. E un concurs fericit de împrejurări în care parcă mi s-a făcut un cadou, așa, ca un pachet întreg prin selecția filmelor în care am lucrat și eu. Și multe dintre ele, dintre cele vechi, ceea ce mă emoționează întotdeauna. Întotdeauna când văd un film din cele dinainte, mi se întâmplă același lucru. Adică rememorez întâmplări, situații. Asta e, m-a străbat amintirile și nu pentru că am îmbătrânit, ci pentru că au fost vremuri extraordinare și au fost clipe și profesionale și umane de pus în ramă în viața mea, jur. A fost așa frumos și interesant și pasionant și când a fost cu tristețe și când a fost cu bucurie.